Când i-a observat pe polițiști, un bunic și-a pus nepotul minor la volanul mașinii. Bărbatul nu avea permis de conducere și a fost depistat cu o alcoolemie de 0,94 la mie. Conform mesajul.ro, Inspectoratul de Poliție al județului Dolj a transmis printr-un comunicat de presă că polițiștii secției 3 Poliție Rurală Bucovăț au oprit sâmbătă pentru un control un autoturism care circula pe drumul comunal 101 din comuna Sălcuța. La volanul autoturismului, polițiștii au identificat un minor de 12 ani din localitate. De asemenea, în autoturism, pe locul din dreapta față, polițiștii au identificat un bărbat de 60 de ani, din aceeași localitate, bărbatul fiind chiar bunicul conducătorului auto. Din cercetări, polițiștii au stabilit că, anterior depistării, autoturismul ar fi fost condus de către bărbatul de 60 de ani, iar la vederea echipajului de poliție, cel în cauză i-ar fi solicitat nepotului său să treacă la volanul autoturismului, se arată în comunicat. Polițiștii au precizat că, în urma cercetărilor, au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul care a fost încredințat nepotului său îi aparține. Cei doi au fost testați cu aparatul alcool test, care a indicat un rezultat negativ în cazul minorului și o concentrație de 0,94 miligrame alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 60 de ani, care ulterior a refuzat recoltarea de probe biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei, a mai precizat sursa citată. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis, încredințarea unui autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care se cunoaște că nu deține permis și refuzul sau sustragerea de la recoltarea de probe biologice, relatează mesajul.ro.